Da, chiar așa, salutare și bine ați venit la un nou vlog sau video. Astăzi, astăzi noi vom merge la un consult oftalmologic. Da, da, pentru că ochelarii ăștia îi sunt cam largi, ericăi și vrem să-i schimbăm, să punem un model mai altfel, o să vedeți voi. Așa că, haideți fuga cu noi la medicul oftalmolog să vedem ce alegem de acolo. Băi, lasă-mă, băi, să vorbesc, băi, guză, băi. El este Codrin. Puteți intra... Da, puteți intra și pe pagina lui de YouTube, vlogul lui Codrin. Exact așa se cheamă. Iar la poza de profil e el cu Erica. Da, și să dați like și să vă abonați. Da, ok, hai să mergem la doctor. Ce faci? Ce ai găsit acolo? Stai! Și mai care ai văzut? Și pe aia roz. Ia uitați! Ia! Fain! Ia uite în oglindă! Îți place? Da. Ce se face acolo? La trebuie să asta smărește. Așa. E un pic mai mare. Un pic mai mare. Dar nu contează. A few moments later. Iată-te. Ia să-ți văd ochii. Nu s-a dilatat nimic, nu? Ce vrei și tu? Tu nu, ești murdar pe mână. Da. Te-ai înroșit pe ochi. Știi? Da, s-a înroșit Erica. Ce faci? Ești bine? Tura cu numărul 4 de picături sau 3 câte? 3. Ia uite la tati. 4? 4. Da. Poți deschide ochii? Ia Codinu, și tu? Da? Nu ai nimic, tu ai aici un semn. Atât. Ia tati. Codin. Și tu? Așa face Erica. Da. Hai că, cred că e ultima tură. Mai e una? Asta e cincea la doamnă. Deschidem ușor, ușor. Greu, tata, greu. Oh, Doamne. A few moments later. Da, nu umblam acolo. Nu. Erica acum va trebui să citească de acolo, de pe panou. Ba, hai să vedem. Eu îmi stau alături literă și îmi spui ce este. Ce e asta? Bravo! Bravo! Super! Super! Așa. Și ăsta? Bravo. Și ăsta? Și ăsta? Hai, citește și tu. Spune-le, te rog. Spune, ce litere e? Nu să fac o poză. Ia. Ce mișto, mami. Hai să-ți iau. Ia să-ți iau. Hai să-ți iau. Hai să-ți iau.
Băi, voi ce faceți acolo? Codrin. Ia să te văd, tati. Ia să te văd. Uite-te la tata. Ia. Ia. Și ăștia roșii. Ia uite la tati. Ia, ia. Ia. Ăștia nu, în niciun caz. Tati, gata, am terminat cu oftalmologul. Asta a fost vizita noastră la oftalmolog. Am ales acolo pereche de ochelari. Codrin, ia vino încoace. Ți-a plăcut la oftalmolog? Da? Ai probat și tu ochelari? Da. Și dacă v-a plăcut acest video? Aha, hai la mașină. Ce ai văzut acolo, fată? Pisică? Ai găsit o pisică? Ia uite pisică. Am speriat. Hei, salut! Am făcut acest video pentru că mai țineți minte data trecută când ne-am pus Erica-i pim, 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 ochelarii. Toți ați întrebat, vai, de ce poartă Erica ochelari? Iată că în acest episod ați avut ocazia să vedeți motivul pentru care Erica poartă ochelari. Și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un mare like și să vă abonați. Pe curând! Pa!